Noi suntem poporul! Aceste țări care, de la venirea, la guvernare, a regimului pasat-o, observăm că ei doar au un singur scop, să distrugă țara și să o vândă de bucăți. Haideți să ne amintim, mai exact-o, în guvernul filat, ce a făcut? A închis zeci de școli din întreaga țară, pentru că au scopul de a distruge această națiune. Au nevoie de oameni cu minți, sărăciți, fără drepturi. Rușine! 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 Astăzi, Curtea Constituțională a devenit un instrument în mâinile Maesandu. Însă poporul Republicii Moldova va ieși în stradă și va protesta că este un drept legal al nostru. Să cerem dreptate! Vrem 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 dreptate! Noi suntem puterea! 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 Mai Alcanto nu este alături de poporul ei! Toată lumea întreabă unde este acest președinte care a promis marea și starea! Și noi știm că am avut perioade dificile, cât și nici starea în magazinele a fost jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Очень хороший вопрос, где Майя Санду? А Майя Санду снова уехала в Америку. Она находится больше за границей, чем в молдавских селах и молдавских городах, потому что она не служит молдавскому народу. Я хочу вам сказать следующие слова. Вообще, эта власть партии ПАС самая некомпетентная за все годы нашей независимой Молдовы. Депутаты ПАС